Bună seara, dragi telespectatori! Ne aflăm încă o dată la Asociația Culturală Domidens, o asociație care se ocupă de talentele romașcane și din împrejurimi și vom sta în această seară de vorbă cu Roxana Ghiuzean. Bună seara, Roxana! Bună seara! Bine te-am găsit! Bine ați venit! Te rog frumos să nu ai emoții, se vede pe fața ta că ești puțin emotivă, dar la câte concursuri ai participat, deci n-ar trebui să ai emoții la o emisiune de acest gen. Roxana, câți ani ai? Eu am 10 ani. Și de unde ești tu? Eu sunt din Ajuden. Ești din Ajuden. Acolo și înveți? Acolo faci școală? Da. Și cum ți-a venit ție așa pasiunea asta? De unde pasiunea asta pentru a cânta? Când eram mai mică, un profesor venea la fratele meu acasă la mine, la părinții mei, și le învăța să cânte la clarinet. Și am rugat-o foarte tare pe mama să mă dea și pe mine. Deci fratele tău, să înțeleg, are și el pasiune pentru clarinet, da. Pentru muzică, da? De ce? Însă, să înțeleg că e ceva genetic, dacă și fratele tău și fratele cântă la clarinet în continuare? Da. Tu n-ai fi vrut să faci un instrument muzical sau știi deja să cânti? Aș fi vrut să fac și mama și tata vor și eu m-am gândit să fac aici chitară. Deci tot aici la Domidens, da. Vrei să faci și chitară, da? Când erai așa mai... Cam pe la ce vârstă ai început tu să te apuci de cântat așa mai serios? 5 ani. De la 5 ani? Da. Și la grădiniță, spectacole, sărbări, nu? Da. În fiecare an, doamna învățătoare, Costin Camelia, mă pune să cânt. Înseamnă că are o bază acolo, da. Are o susținere, are cine să-i pregătească pe elevi. E foarte frumos. Dar în casă cum te manifestai? Te jucai, te pozai în oglindă? Da, de adeseori luam telefonul mamei și începeam să fac fotografii în oglindă. Așa, îți plăcea să-ți da. Vezi imaginea, nu? Și pe post de microfon ce aveai? Că noi copiii, când eram destul de inventivi. Telecomanda, eu mi-aduceam aminte că aveam, și eu mă jucam ca tine, orice fetiță și orice copil vrea așa ceva. Luam tot felul de recipiente, de la parfumuri, de la mai știu eu ce, deci copiii sunt inventivi, deci tu cu telecomanda ai avut o problemă. Când a fost prima ta apariție așa într-un public de acesta, la un concurs selectiv? La Topal TV. La Topal TV ai da. Fost, da? Deci, dragi telespectatori, vedeți, cine vine la Topal are succes în continuare, așa că Topal, Domidens, faceți legătura și o să vedeți unde ajungeți. Acolo am fost selectată de 2 ori să merg mai departe. Așa. Și, într-adevăr, ultima oară nu m-au ales, dar am fost fericită. Că am ajuns așa departe. Că ai reușit să, da. Să ajungi până acolo. Așa, și aici la Domidens de când vii? La Domidens vin de 3 ani. De 3 ani de zile. Da. Unde aici, cine te antrenează pe tine? Cine aici, e profesorul domnul tău? Profesor Marian Oprea. Se ocupă de vocea ta, da. Nu? Și cred că ți-e ca un tată. Da. Având în vedere că cât timp îți petrece aici pe săptămână, așa aproximativ? De 2 ori. De 2 ori pe săptămână, da. Suficient cât să poți să exersezi, da? Da. La ce concursuri ai participat? Ce ai câștigat? Am fost la Ghiocelul de Argint, unde am obținut locul 1. Unde a avut loc concursul acesta? În Vârlad. Au fost mulți copii acolo? Da, foarte mulți copii, peste 200 de copii. Ce număr mare, bravo, felicitări, înseamnă că ai o voce extraordinară și cu siguranță vom afla imediat. Numai să o întreb, ai spus de acest concurs, da? Ghiocelul de Argint. Da. Alt concurs? Am mai fost la București, la... Unul dintre festivaluri, da, bănuiesc, așa. Da. Și acolo ai câștigat, tot așa, nu? Tot locul 1 la interpretare. Deci vă dați seama că nu avem de-a face cu orice fel de voce și bineînțeles că o să vedem imediat cât o să ne încânte auzul această minunată domnișoară. Thank you.
țin să te felicit și cred că și telespectatorii noștri au fost foarte încântați de vocea ta minunată. Apropo, tu îți dai seama ce voce frumoasă ai? Da. E clar că dacă a venit aici la Domi Dance, dacă a participat la atâtea concursuri, sigur că este conștientă de talentul pe care îl are. Spune, nu este obositor așa să te împarți între aceste concursuri, aceste festivaluri, școală? Când mai ai timp liber? În weekend, așa, când mai îmi repet melodiile și mai stau pe acasă. Deci în weekend îți repeți melodiile. Deci, dragi telespectatori, vedeți că dacă vrei, trebuie să muncești, trebuie să faci sacrificii. Prieteni cu prietenii, când te întâlnești? Ne întâlnim așa mai des. Mai des? La școală ne întâlnim, desigur, dar în timpul liber ne mai întâlnim câteodată. Da, oricum, da. Având în vedere. Ai prieteni care urmează această vocație pentru cântec? Prieteni de la școală, nu, dar nu. De aici, sigur că ți-ai făcut prieteni, dar de la școală de acolo nu ai pe nimeni cu care să împărtășești așa în pauze, discuții despre cum e la tine, tu ce piesă mai cânți, nu? Nu. Vorbeam înainte de a ne prezenta prima piesă despre concursurile la care ai participat. Ne-ai menționat două dintre ele, de la București, Ghiocelul de Argint. Da. Am înțeles că ai fost la Bran? Da. Acolo ce festival a fost? Ce concurs? Bran Winter, Bran Music Fest. Așa, păi toate sunt cu Music Fest, da. Unde am luat locul întâi la interpretare și la creație locul 2. Deci, ce compozitor? Haideți să-l lăudăm dacă a făcut lucrul acesta. La creație, compozitorul Marcel Iorga, care îi mulțumesc foarte mult pentru piesa compusă. Așa. Și normal dacă ai luat premiul. Da, premiul de întâi tot dumnealui îi mulțumesc, fiindcă tot el a scris această piesă. Te rog să-mi spui, ai așa o piesă preferată la care ții tu extraordinar de mult? Da. Tocmai domn profesor i-am propus eu. Așa. Lui domn profesor și lui a plăcut. O piesă de Crăciun care am învățat-o acum. Chiar așa. Și o să vă cânt mai târziu, după ce mai stăm puțin de vorbă, așa, de prezentării unei melodii impecabile, frumoase, stă un om care are grijă ca acele sunete să fie armonioase, să ne încânte pe noi auzul nostru, să ne delecteze, să ne relaxeze. Sunt sentimente diverse care ne încearcă în momentul în care ascultăm o melodie care ne place și mai ales interpretată de Roxana. Eu vreau să fiu cântăreață. Să-ți ajute Dumnezeu să fii așa o mare stea, după cum se vede, ăsta este drumul tău. Și la ce concursuri vrei să participi? Îmi spuneai că ai în luna decembrie 3 concursuri. Da, pe 5 Cântec de Stea, pe 6 Bran Winterfest și pe 13 Stelițe de Iarnă. Unde? Primul pe care l-am menționat pe 5. La Piatra Neamț. Apoi te duci la Bran pe 6. Da. Oh. Și pe 13 la București. La București. Cum reușești așa? Pe 5 la Piatra. Îmi dau seama că totuși pentru a te expune într-un concurs, a-ți expune vocea, e destul de obositor, nu? Da. Și să ai energie, mai ai energie să te duci pe 6 la Bran? Da. Simți așa că poți să le faci pe toate. Simți. Bravo, mă bucur, te felicit pentru că eu n-aș putea, sincer, eu n-aș putea să vă fac așa una după alta. Uitați-vă la Roxana, este foarte curajoasă, este foarte talentată, doar dacă este îndrumată și este îndrumată așa cum trebuie la momentul de față, va ajunge acolo unde își dorește. Pentru un concurs național foarte mare, de amploare, te-ai gândit să participi? Da, eu m-am gândit să particip la Mamaia Copiilor. Așa, deci Mamaia Copiilor are loc la mare, la Mamaia, anul viitor.
Da? Îți trebuie multe ore de pregătire, bănuiesc. Da. Acolo trebuie să înregistrăm, trebuie să... Deci sunt mai mulți pași, nu doar așa te înscrii, te duci acolo, te prezinți. Știu că și acolo acest festival este pe secțiuni, nu? Interpretare, creație, da? Deci ți-ai propus așa să mergi la ambele secțiuni? Sau doar pe interpretare o să mergi? Încă nu știi? Încă nu m-am decis. Încă nu te-ai decis, dar după câte văd, cred că o să fie și la creație și la interpretare, pentru că ea are potențial, are forță. Roxana, vin sărbătorile de iarnă. Ce-ți dorești să-ți aducă moșul? Hai să luăm cu Moș Nicolae, Moș Crăciun, sunt doi moși. Tu spune așa în general că nu... Ce vrei să-ți aducă moșul? În special sănătate. Așa, foarte bine. Și îmi doresc ca moșul să-mi aducă cât mai multe premii. Cât mai multe premii. Deci să ai reușite la festivalurile, la concursurile la care te duci. Îmi spui așa, părinții tăi, ce spun? Te susțin, te vor susține în continuare? Ok, acum să zicem că ești copil... Dar pe viitor, dacă tu vrei să devii și să faci o carieră din asta, îți trebuie multă susținere. Da. Părinții? Părinții mă susțin foarte mult. Mai tata mă susține cel mai mult. Deci tata e baza, da? Da. Și fratele tău, bineînțeles, fratele nu? Fratele meu, da. Ateți sunteți un frate și o sorată? Sau da. Sunteți, da. Suntem. Așa, și el continuă la clarinet să cânte, da? Da, nu-i place la clarinet. Te-ai visat vreodată sau ai încercat vreodată el instrumentul, tu vocea? Ați făcut exerciții de acestea acasă? Da, am fost și la un concurs. Așa. Și... Chiar am luat premiul întâi. Bravo, da. Felicitări! Uitați ce am cântat o melodie de muzică populară. Eu cânt două genuri de muzică. Oh, ce interesant! Un artist desăvârșit nu merge pe un singur fir. Trebuie să cânte orice fel de muzică, părerea mea. Deci ai prezentat muzică populară acolo, da? Roxana, eu îți doresc sărbători fericite. Să dea Dumnezeu ca sfârșitul acesta de an să-ți aducă multe premii, adică să aduci tot ce-i posibil acasă, toate premiile posibile pe care poți să le câștigi în luna decembrie. Iar pentru următorul an îți doresc să ajungi la Mamaia Copiilor, să te văd acolo pe ecran și să spun: uite pe Roxana mea, a câștigat premiul. Transmite-le acum un mesaj de sărbători telespectatorilor. Eu le spun telespectatorilor să vină aici la Domidens, Asociația Culturală Domidens, că aici domn profesor Oprea Marian face tot ce este în putință ca să ne ajungă să ne vadă pe marile scene. Și la mulți ani tuturor, cu sănătate vă dorim. Ok, acum vom asculta încă două piese în interpretarea Roxanei Ghiuzan. Portata pe aritete, o picoare amare, camerea mea.
show.